Această încercare de a intra în România a mercenarilor, dar și a cetățenilor ruși cu documente false. Cetățenii din care au încercat să intre pe granița de vest aveau aceste documente false. Andreea Borboros are mai multe informații despre această situație. Andreea, despre ce este vorba? Bună seara, Mihai! Bună seara, doamnelor și domnilor! E bine, planul rușilor de a încerca să intre în mod fraudulos în țara noastră prin Vama Moravița a fost dejucat de către polițiștii de frontieră de aici. Asta pentru că, așa cum bine ai spus și tu, pe data de 1 ianuarie, patru cetățeni ruși s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei din Serbia înspre România, mai exact la Moravița. Cu toți au uh, prezentat documentele, iar uh, documentele a trei dintre cetățenii ruși, vorbim aici de două femei și un bărbat, le-a atras atenția oamenilor legii, motiv pentru care au trecut la verificări suplimentare cu ajutorul aparaturii din dotare. Au aflat faptul că mașina în care se aflau cei patru cetățeni ruși era înmatriculată în Polonia, iar în ceea ce privește pasapoartele rusești pe care le-au prezentat la Vamă, ei bine, acolo au descoperit acele autocolante de viză de turism care aveau în semnele autorităților din Italia Culmea, care au fost uh, eliberate pe data de 25, respectiv 28 noiembrie, așadar, cu câteva zile înainte de uh, ziua națională a uh, României. În momentul în care polițiștii de frontieră de la Moravița s-au sesizat uh, că aceste uh, autocolante sunt uh, false, uh, au uh, început o amplă uh, anchetă. În acest moment, toți cei trei uh, cetățeni ruși au fost întorși înapoi în uh, Serbia, în plus în momentul în care aceștia au fost întrebați de ce anume au procedat așa. E bine, cu toții au spus la unison faptul că nu știau că acele vize erau unele false. În aceste momente, pe numele acestora, s-a deschis un dosar penal pentru uz de fals, pentru fals în înscrisuri oficiale și, de asemenea, pentru încercare de trecere frauduloasă a vămii. Mulțumesc foarte mult, Andreea Borboros, pentru informațiile tale. Vă repet, doamnelor și domnilor, una dintre cele mai importante știri în aceste zile este faptul că cei de la ambasada Ucrainei.